În cărțile Noului Testament canonic, așa cum au fost ele selectate de Biserica Străveche în anul 325 și reunite în Biblia pe care o cunoaștem astăzi, nu putem găsi niciun cuvânt despre circumstanțele în care s-a produs moartea Fecioarei Maria. Despre acestea ne putem documenta numai din cărțile apocrife și scrierile unor înalți reprezentanți ai Bisericii timpurii. Împrejurările în care s-a produs adormirea Maicii Domnului au fost descrise pentru prima dată în secolul I chiar de către Apostolul Ioan. Între secolele al II-lea și al VII-lea au apărut și alte scrieri pe această temă, dintre cele mai importante le amintim pe cele ale lui Dionisie Aeropagitul, Meliton, episcopul Smirnei, Izmirul turcesc de astăzi, și Epifanie, episcop al Ciprului. Relatarea apocrifă atribuită apostolului Ioan este cea mai completă dintre toate. Toate cercetările teologilor creștini au concluzionat că după înălțarea Domnului, Fecioara Maria a rămas sub grija apostolului Ioan teologul și a mai trăit încă 12 ani, până când, în anul 42 după Hristos, a trecut la cele veșnice. Fecioara Maria a locuit în casa lui Ioan, iar când acesta lipsea de acasă pentru perioade mai lungi, se muta în casa părinților săi, lângă muntele Măslinilor. În timpul persecuțiilor aduse de Irod împotriva tinerei biserici creștine, în jurul anului 42, Fecioara Maria împreună cu apostolul Ioan au plecat spre Efes, locul tras la sorți de către Ioan, pentru a predica învățăturile lui Isus. În luna august a acelui an are loc moartea fizică a Mariei. Iată relatările fascinante ale apostolului Ioan despre împrejurările în care s-a produs moartea Fecioarei Maria, denumită în tradiția creștină adormirea Maicii Domnului. Ori de câte ori, preasfânta și preacinstita născătoare de Dumnezeu și în veci Fecioară Maria mergea la sfântul mormânt al Domnului nostru ca să ardă miresme bune și să-și plece sfinții săi genunchi, îl ruga stăruitor pe cel născut din ea, pe Hristos Dumnezeul nostru, s-o deslege de cele pământești și s-o ridice la ceruri. Iudeii, văzând că își petrece mai toată vremea la mormântul dumnezeiesc, s-au dus la mai marii lor și le-au zis: Maria merge în fiecare zi la mormânt. Atunci mai marii lor au chemat străjerii și le-au poruncit să nu îngăduie nimănui să se roage la sfântul mormânt și i-au întrebat dacă este adevărat ce se spune despre Maria. Străjerii au răspuns că niciodată n-o văzuseră pe acolo, căci Dumnezeu nu le îngăduia să o vadă, cu toate că ea se afla chiar lângă ei. Într-o zi de vineri, Sfânta Maria se duse ca de obicei la mormânt și pe când se ruga, iată s-au deschis cerurile și Arhanghelul Gabriel a coborât lângă ea și i-a zis: Bucură-te, născătoare a lui Hristos, Dumnezeul nostru, căci ruga ta a străbătut cerurile și a fost primită de Cel ce s-a născut din tine. În curând vei părăsi lumea aceasta după cum ți-a fost vrerea și te vei duce lângă Fiul tău la viața cea adevărată și fără de sfârșit. Auzind acestea de la Sfântul Arhanghel, Maria se întoarse la Betleem împreună cu cele trei fecioare care aveau grijă de ea. După ce dormi puțin, se trezi și spuse către fecioare: Aduceți-mi tămâie, căci vreau să mă rog. Și ele făcură ce li s-a poruncit. Apoi se rugă astfel: Doamne Iisuse Hristoase, care în marea ta bunătate ai binevoit să te naști din mine, ascultă glasul meu și trimite-mi-l pe apostolul tău Ioan, pentru ca lui primul să-i împărtășesc bucuria mea.
Te mai rog să mi-i trimiți prin porunca ta sfântă și pe ceilalți apostoli ai tăi, atât pe cei care sălășluiesc lângă tine, cât și pe cei din viața aceasta, oriunde s-ar afla ei, pentru ca văzându-i să binecuvântez numele tău vrednic de toată lauda. Sunt încredințată că vei da ascultare în toate roabei tale. Pe când se ruga ea așa, am apărut eu, Ioan, fiind răpit de Duhul și adus într-un nor tocmai din Efes. Acesta m-a așezat chiar acolo unde zăcea Maica Domnului meu. Am intrat la ea, l-am slăvit pe cel născut din pântecele ei și i-am zis: Bucură-te, Maica Domnului meu, care l-ai născut pe Hristos Dumnezeul nostru, căci vei pleca din viața aceasta în mare slavă. Iar ea, Fecioara, îi mulțumi lui Dumnezeu pentru că eu, Ioan, am venit lângă ea și își aminti de cuvintele Domnului de pe cruce: Iată-o pe mama ta, iată-l pe fiul tău. Cele trei fecioare veniră și îi se închinară. Atunci Sfânta Născătoare de Dumnezeu îmi zice: Roagă-te și arde tămâie! Și eu m-am rugat așa: Doamne Iisuse Hristoase, care ai făcut atâtea minuni, fă și acum o minune în fața celei care te-a născut. Ia-o pe Maica ta din viața aceasta, ca să se sperie cei răi ce te-au răstignit și n-au crezut în tine. După ce mi-am încheiat rugăciunea, Sfânta Maria mi-a zis: Adu-mi vasul cu tămâie. Și împrăștiind tămâie, a zis: Slavă ție, Dumnezeul meu și Domnul meu, slavă ție! Iată, s-a împlinit tot ce mi-ai făgăduit înainte de a te sui la ceruri, că atunci când va fi să plec din lumea aceasta, vei veni tu însuți la mine cu slavă împreună cu ceata îngerilor tăi. Eu, Ioan, așa am vorbit către ea: Domnul nostru Iisus Hristos și Dumnezeul nostru va veni de îndată și îl vei vedea după cum ți-a făgăduit. Sfânta Fecioară îmi zise: Iudeii s-au jurat că îmi vor arde trupul când mă voi sfârși. Iar eu, răspunzându-i, i-am zis: Trupul tău sfânt și cinstit nu va cunoaște stricăciune. Atunci ea mi-a poruncit: Adu-mi vasul cu tămâie, tămâiază și roagă-te. Apoi s-a auzit un glas din ceruri zicând: Amin. Eu, Ioan, am auzit glasul acela. Duhul Sfânt m-a întrebat: Ioan, ai auzit glasul acela care a vorbit din ceruri după ce ți-ai încheiat rugăciunea? Eu am răspuns: Da, l-am auzit. Duhul Sfânt mi-a zis iarăși: Glasul pe care l-ai auzit vestește că frații tăi apostoli și sfintele puteri vor veni, chiar astăzi vor fi aici. Eu, Ioan, când am auzit acestea, am început să mă rog. Duhul Sfânt grăi așa către apostoli: Să veniți cu toții, aduși de nori de la marginile pământului, și să vă adunați în Sfântul Betleem, căci Maica Domnului nostru Iisus Hristos este cuprinsă de neliniștea morții. Petru de la Roma, Pavel din Tiberia, Toma din mijlocul Indiei, Iacob de la Ierusalim. Andrei, fratele lui Petru, Filip, Luca, Simon Cananeanul și Tedeu, care erau morți, au fost sculați din mormintele lor de către Duhul Sfânt. Iată cum le-a vorbit acesta: Să nu credeți că acum este învierea. Nu, ci v-ați ridicat din morminte ca să mergeți și să o salutați pe cinstita și făcătoarea de minuni Maica a Domnului și Mântuitorului vostru Iisus Hristos, pentru că a sosit ziua ieșirii ei din această lume și a ridicării ei la ceruri. Marcu, aflat încă în viață, a venit de la Alexandria și s-a alăturat celorlalți apostoli care se adunaseră din toate colțurile lumii. Petru a fost ridicat pe un nor și a stat la mijloc între cer și pământ cu ajutorul Duhului Sfânt. La fel și ceilalți apostoli, tot cu ajutorul Duhului Sfânt, erau luați pe câte un nor și aduși lângă Petru. Astfel, după cum am zis, toți ne-am adunat prin lucrarea Duhului. După ce am intrat la Maica Domnului Dumnezeului nostru și ne-am închinat, i-am zis: N-ai teamă și nu te întrista. Domnul Dumnezeu cel născut din tine te va lua cu slavă din lumea aceasta.
Ea, auzind de Dumnezeu, Mântuitorul ei s-a bucurat nespus, a stat pe pat și a vorbit apostolilor. Acum sunt încredințată că Învățătorul și Dumnezeul nostru va să vină din ceruri ca să-L vadă ochii mei. Așa mă voi dezlega de viața aceasta privindu-L pe El, după cum v-am privit și pe voi când ați venit lângă mine. Dar vreau să-mi spuneți de unde ați știut că plec și din ce ținuturi ați venit până aici, fiindcă ați ajuns foarte repede. Răspunzând, Petru a zis apostolilor: Fiecare în parte să împlinească voia Maicii Domnului nostru, luând aminte la ceea ce ne-a vestit și poruncit Duhul Sfânt. Atunci, eu, Ioan, am luat cuvântul și am zis: Eu mă aflam în Efes. Tocmai când mă îndreptam către Sfântul Altar ca să încep liturghia, Duhul Sfânt îmi vorbește: Se apropie ceasul plecării dintre noi a Maicii Domnului. Mergi la Betleem să ți-ai rămas bun de la ea. Imediat, un nor de lumină m-a ridicat de la pământ și m-a așezat lângă ușa casei unde stătea întinsă. Apoi a luat cuvântul Petru și a zis: Eu mă aflam la Roma când am auzit glasul Duhului Sfânt vorbindu-mi: Maica Domnului tău trebuie să plece dintre noi, fiindcă i s-a apropiat ceasul. Mergi la Betleem ca să ți-ai rămas bun. Un nor de lumină m-a smuls de la pământ, atunci am văzut pe ceilalți apostoli venind tot pe nori către mine și am auzit un glas care zicea: Mergeți cu toții la Betleem! Apoi a luat cuvântul Toma: Eu mă aflam în India, unde prin harul lui Hristos, predicarea Evangheliei făcea rod bun. Tocmai eram pe punctul de a-l boteza pe însuși fiul surorii regelui, pe nume Labdanos, când dintr-o dată Duhul Sfânt grăiește către mine: Și tu, Toma, să fii de față în Betleem, ca să ți-ai rămas bun de la Maica Domnului tău, care trece la cele cerești. Un nor de lumină m-a răpit și m-a așezat lângă voi. Marcu a răspuns și el Sfintei Fecioare: Eu mă aflam în cetatea Alexandriei și împlineam slujba de la ceasul al treilea. Tocmai când începusem să mă rog, Duhul Sfânt m-a luat de pe pământ și m-a adus lângă voi. Apoi a luat cuvântul Iacob și a zis: Când eram la Ierusalim, Duhul Sfânt mi s-a încredințat vorbindu-mi: Mergi la Betleem, căci Maica Domnului tău se pregătește să urce la cer. Un nor de lumină m-a purtat și m-a așezat aici lângă voi. Apoi a vorbit Matei: Eu l-am slăvit și îl slăvesc pe Dumnezeu din toate puterile mele, căci aflându-mă pe o corabie și stârnindu-se pe mare o furtună cu valuri mari, dintr-o dată un nor de lumină a potolit furtuna, iar pe mine m-a învăluit și m-a adus aici lângă voi. Apoi au luat cuvântul și cei care veniseră mai înainte și au povestit cu toții ce li s-a întâmplat. Bartolomeu a zis: Eu mă aflam în Tebaida, propovăduind cuvântul lui Dumnezeu, când iată vine Duhul Sfânt și îmi vorbește: Maica Domnului tău se pregătește să urce la cer, merge așadar la Betleem și ia-ți rămas bun de la ea. Un nor de lumină m-a smuls de la pământ și m-a adus aici lângă voi. Toate acestea le-au zis apostolii către Sfânta Născătoare de Dumnezeu, de unde a venit fiecare și în ce fel. Atunci ea și-a întins mâinile către cer și s-a rugat așa: Doamne, laud și preaslăvesc numele Tău vrednic de cinstire, căci Ți-ai aplecat privirea spre sărmana roabă a Ta și m-ai umplut de măreție a Totputernicule. Iată, mă binecuvântează toate neamurile. După ce s-a rugat, a zis apostolilor: Ardeți tămâie și rugați-vă. În timp ce ei se rugau, a tunat în cer și s-a auzit un zgomot cumplit. O mare oștire de îngeri și de puteri a apărut atunci și s-a auzit un glas ca al Fiului Omului. Serafimii au înconjurat casa unde stătea întinsă Sfânta și Preacurata Fecioară, Maica a lui Dumnezeu. Toți locuitorii Betleemului au văzut minunile și au mers să le vestească celor din Ierusalim. După ce a răsunat acel glas sfânt, soarele și luna au apărut chiar lângă casă. Tot acolo a stat și o adunare a primilor născuți dintre sfinți,
aducând slavă și cinstire Maicii Domnului. S-au văzut multe minuni, orbi care și-au recăpătat vederea, surzi care au început să audă, șchiopi care au început să meargă, leproși vindecați și oameni posedați de duhuri necurate tămăduiți. Oricine, suferind de vreo boală ori slăbiciune, atingea pe din afară peretelei casei în care zăcea Maria și striga: Sfântă Marie, născătoarea lui Hristos, miluiește-ne, îndată era vindecat. Mulțimi de oameni adunate din toate țările la Ierusalim, auzind de minunile petrecute în Betleem prin Maica Domnului, au venit aici și au început să se roage pentru vindecarea bolilor, ceea ce s-a și întâmplat, și a fost atunci o mare bucurie. Cei vindecați împreună cu toți cei care erau de față l-au slăvit pe Hristos, Dumnezeul nostru, și pe Maica sa. La întoarcerea de la Betleem, întreg Ierusalimul cânta psalmi și cântări duhovnicești ca într-o zi de sărbătoare. Preoții iudeilor și poporul și-au ieșit din minți auzind ceea ce se întâmplă. După ce au convocat o adunare, hotărăsc să trimită la Betleem mulțimea stârnită împotriva Sfintei Fecioare și împotriva apostolilor. Dar tocmai pe când iudeii erau gata să se repeadă asupra Betleemului, aflându-se la numai 1000 de pași depărtare, li s-a arătat o vedenie atât de cumplită, încât pe loc li s-au împiedicat picioarele. S-au întors la cei d-un neam cu ei și au povestit mai marilor lor despre vedenia avută. Mai mari, fierbând de mânie, se duc direct la guvernator strigând astfel: Neamul iudeilor va fi stârpit din pricina acestei femei. De aceea îți cerem să o izgonești din Betleem și din provincia Ierusalimului. Guvernatorul, înfricoșat de minunile săvârșite acolo, le-a zis: Ba n-am să o izgonesc nici din Betleem, nici din altă parte. Iudeii se îndârjeau, țipând și înconjurându-l în numele cezarului Tiberiu, cerându-i să-i alunge pe apostol din Betleem. Dacă nu faci asta, ziceau ei, te vom pârâ cezarului. Silit de împrejurări, guvernatorul trimite un sol apostolilor din Betleem. Dar Duhul Sfânt le spune apostolilor și Maicii Domnului: Iată, guvernatorul, silit de iudeii răzvrătiți, a trimis un sol asupra voastră. Voi ieșiți din Betleem și n-aveți nicio teamă, căci am să vă duc pe un nor până la Ierusalim. Puterea Tatălui, a Fiului și a Sfântului Duh este cu voi. Apostolii se ridicară în grabă, ieșiră din casă purtând patul stăpânei născătoare de Dumnezeu și o apucară spre Ierusalim. Ajutați de un nor, după cum vestise Duhul Sfânt, se pomeniră în Ierusalim acasă la stăpâna lor. Ridicându-se, au cântat imnuri de slavă timp de 5 zile fără încetare. Solul trimis de guvernator ajunsese la Betleem și, negăsind-o nici pe Maria, nici pe apostoli, îi luă la rost pe iudei zicându-le: N-ați venit voi să spuneți guvernatorului și preoților despre semnele și minunile care s-au întâmplat aici și cum s-au adunat apostolii din toate colțurile lumii? Ei bine, unde sunt aceștia? Haideți chiar acum la Ierusalim înaintea guvernatorului. Solul nu știa că apostolii și Maica Domnului plecaseră la Ierusalim, așa că îi luă pe iudeii aceia, îi duse înaintea guvernatorului și îi spuse acestuia că nu i-a găsit nici pe apostoli, nici pe Maria. După 5 zile, datorită semnelor și minunilor săvârșite, guvernatorul, preoții și întreaga cetate aflară că Maica Domnului era în casa ei din Ierusalim împreună cu apostolii. Atunci o mulțime de bărbați, femei și fecioare dă dură năvală acolo strigând: Sfântă Fecioară care l-ai născut pe Hristos Dumnezeul nostru, adu-ți aminte și de neamul omenesc! Văzând toate acestea, împinși de patimă, iudeii și preoților au luat lemne și foc și voiau să aprindă casa în care se afla Maica Domnului cu apostolii. Guvernatorul stătea și urmărea scena de departe. Când iudeii ajunseră la ușa casei, o flacără mare stârnită de un înger ieși dinăuntru și arse o mulțime de iudei. Atunci întreaga cetate se umplu de o spaimă cumplită și începu să slăvească pe Dumnezeul născut din pântecele Mariei.
Guvernatorul, văzând cele întâmplate, strigă la tot poporul: cu adevărat, Fiul al lui Dumnezeu este cel născut din Fecioara pe care voi doreați să o alungați. Semnele acestea vin de la Dumnezeu cel adevărat. Atunci se făcu o schismă în rândul iudeilor și mulți crezură în numele Domnului nostru Iisus Hristos datorită minunilor săvârșite. După ce s-au întâmplat toate minunile acestea prin Fecioara Maria, Maica Domnului, fiind noi împreună cu ea în Ierusalim, Duhul Sfânt ne-a vorbit așa: știți că într-o zi de duminică Fecioara a primit vestea cea bună de la Arhanghelul Gabriel, într-o duminică s-a născut la Betleem Mântuitorul, tot într-o duminică au ieșit copiii cu ramuri de palmieri în întâmpinarea Domnului, zicând: Osana întru cei de sus, binecuvântat cel ce vine în numele Domnului. Într-o duminică a înviat din morți, într-o duminică va veni să judece pe vii și pe morți, și tot într-o duminică va coborî din ceruri ca să slobozească și să cinstească urcarea la cer a Sfintei și Preaslăvitei Fecioare care l-a născut. Iar în duminica aceea, Maica Domnului le spune apostolilor: ardeți tămâie, căci vine Hristos cu ceata îngerilor. Și iată, Hristos apare așezat pe un tron de heruvimi și în timp ce noi toți stăteam în rugăciune, se ivi o mulțime de îngeri. Cu ei se afla și Domnul, care era așezat pe spatele heruvimilor în toată puterea sa. La apariția Fiului Său, un șuvoi de lumină se revărsă peste Sfânta Fecioară și toate puterile cerești, căzându-i înainte, i se închinară. Atunci Domnul o chemă pe maica lui: Maria! Și ea îi răspunse: iată-mă, Doamne! Domnul îi zise iar: nu te întrista, ci mai bine să se bucure și să se înveselească sufletul tău, fiindcă ai primit harul să poți vedea slava care mi-a fost dăruită de Tatăl meu. Sfânta Maica lui Dumnezeu își ridică atunci privirile și văzu în el o slavă pe care gura omenească nu este în stare să o rostească. Domnul a rămas lângă ea și i-a zis: iată, din clipa aceasta trupul tău neprețuit va locui în paradis, iar sufletul tău sfânt scăldat în lumină, în ceruri, printre comorile Tatălui meu, acolo unde domnesc pacea și bucuria îngerilor. Maica Domnului a răspuns: pune mâna ta dreaptă peste capul meu, Doamne, și binecuvântează-mă. Atunci Domnul întinse mâna sa neîntinată și o binecuvântă. Și ea, apucându-i dreapta neîntinată, o sărută și zise: mă închin înaintea acestei mâini care a făcut cerul și pământul și chem în ajutor numele tău vrednic de multă laudă, Hristoase Dumnezeule, împăratul veacurilor, singurul născut al Tatălui, și te rog să o primești la tine pe roaba ta. Te rog pe tine, care ai binevoit să te naști dintr-o biată femeie ca mine spre mântuirea neamului omenesc prin lucrarea cea tainică. Ajută-l pe tot omul care se roagă sau nu mai rostește numele roabei tale. După ce a terminat de spus aceste cuvinte, apostolii se apropiară de picioarele ei și ziseră: Maica Domnului, lasă lumii o binecuvântare, căci în curând ai s-o părăsești, așa cum ai binecuvântat-o și ai înviat-o după ce pierise născând din trupul tău lumina lumii. Iar Maica Domnului, prinzând a se ruga, zise: Dumnezeule, care prin marea bunătatea ta ai trimis din ceruri pe Fiul tău unul născut ca să locuiască în bietul meu trup și care ai binevoit să te naști într-o ființă sărmană ca mine, ai milă de lumea aceasta și de tot sufletul care te cheamă în ajutor. Apoi ea se rugă iar zicând: Doamne, împărat al cerurilor, Fiu al lui Dumnezeu celui viu, primește pe oricine cheamă în numele tău, ca să fie slăvită nașterea ta. Doamne Iisuse Hristoase, care ești atotputernic în cer și pe pământ, îndrept această rugăminte către numele tău sfânt. Dacă undeva sau cândva este pomenit numele meu, sfințește locul acela și umple-i de slavă pe cei care te slăvesc pe tine prin numele meu. Primește-le lor toate darurile și rugăciunile.
Și după ce s-a rugat ea în felul acesta, Domnul i-a zis, să se bucure și să se înveselească inima ta, căci ție ți-au fost date toate darurile și tot harul de la Tatăl meu din ceruri, de la mine și de la Duhul Sfânt. Sufletul care va chema numele tău în ajutor, nu numai că nu se va căi, dar va găsi milă, mângâiere, sprijin și bucurie atât în veacul acesta, cât și în cel viitor, înaintea Tatălui meu din ceruri. Domnul s-a întors apoi către Petru și i-a spus că a sosit clipa să înceapă cântarea. Iar când Petru a început cântarea, toate puterile cerești au răspuns în cor, Aleluia! Atunci chipul Maicii Domnului străluci mai tare decât lumina. Se ridică și îi binecuvântă cu mâna ei pe apostoli și toți îl slăviră pe Dumnezeu, iar Domnul, desfăcându-și mâinile neîntinate, îi primi sufletul sfânt și curat. Când sufletul ei curat a ieșit din trup, locul s-a umplut de o mireasmă plăcută și de o lumină extraordinară, iar din ceruri se auzea un glas zicând, Fericită ești tu între femei! Atunci Petru, eu, Ioan, Pavel și Toma am alergat și am îmbrățișat picioarele slăvite ca să ne sfințim. Cei 12 apostoli i-au așezat trupul cinstit și sfânt într-un sicriu și l-au luat cu ei. Pe când o ridicau ei, un iudeu pe nume Efonias, vânjos la trup, se repezi asupra sicriului. Un înger al Domnului îi reteză amândouă brațele din umeri cu o sabie de foc, lăsându-le să atârne în aer pe lângă sicriu. După această minune, toți iudeii care erau de față au început să strige. Negreșit, un zeu adevărat s-a născut din tine, născătoare de Dumnezeu și pururea Fecioară Maria. Însuși Efonias fiind însuflețit de Petru să mărturisească despre minunile lui Dumnezeu, a strigat ridicându-se în picioare, Sfântă Marie, care l-ai născut pe Hristos Dumnezeul, miluiește-mă! Atunci Petru s-a întors către el și i-a zis, În numele celui născut din aceasta să se lipească la loc brațele ce ți-au fost smulse din trup. Și îndată, brațele care atârnau pe lângă sicriul stăpânei s-au întors și s-au lipit de trupul lui Efonias. Iar el a crezut și l-a slăvit pe Hristos, Dumnezeu născut din Maria. După săvârșirea minunii, apostolii ridicară sicriul și așezară sfântul trup într-un mormânt proaspăt făcut aflat în Ghețimanii. De îndată din sfântul mormânt al stăpânei noastre au început să iasă miresme neasemuit de plăcute. 3 zile la rând s-au auzit glasurile unor îngeri nevăzuți, slăvindu-l pe Hristos și pe Maica lui. După 3 zile glasurile au încetat. Câți se aflau acolo au știut că trupul ei curat și slăvit se strămutase în rai. După ce s-a strămutat ea acolo, ni s-au arătat Elisabeta, maica Sfântului Ioan Botezătorul, Ana, maica stăpânei noastre, Avraam, Isaac, Iacob și David. Toți cântau Aleluia și toate corurile sfinților se închinau în fața rămășițelor sfinte ale Maicii Domnului. Apoi am văzut un nor luminos, a cărui strălucire nu are asemănare. Miresme plăcute izvorau din locul acela în care se strămutase sfântul și neprețuitul ei trup și un cântec de slavă pentru cel născut din ea se revărsa. Noi apostolii, după ce am privit urcarea la cer a trupului ei sfânt, am lăudat pe Dumnezeu pentru că ne-a arătat minunile sale în timpul ieșirii din această lume a Maicii Domnului nostru Iisus Hristos. Să ne învrednicim cu toții de rugăciunile și mijlocirile ei, sub sfânta ei ocrotire, bunăvoință și pază, atât în veacul acesta cât și în cel viitor, slăvindu-l deopotrivă în orice clipă și în orice loc, pe Fiul Său unul născut, împreună cu Tatăl și cu Sfântul Duh, în vecii vecilor. Amin. Aceasta a fost povestea adormirii Maicii Domnului spusă de însuși Apostolul Ioan, ucenic prea iubit al lui Iisus.